mai privim înapoi. Gândim doar spre viitor. Nu dorim să devenim experți. Vrem să fim ucenici. Nu vrem să fim doar membri într-o biserică. Trebuie să dezvoltăm relații. Cel de-al treilea sezon al grupurilor de ucenici începe pe 3 ianuarie. Înscrierile încep pe data de 1 decembrie. Ultima dată până la care te poți înscrie este 31 decembrie. Ai toate calitățile să fii în grupul meu de ucenici. Vino cu noi ca să devii un ucenic al Domnului. Vino să începi o nouă viață cu Domnul Iisus în 2014. When I look at you, holding my heart, I will give to you all that I have. Son, I know there'll be times you will feel all alone. I will share with you the words my father said. You're never far, I will be where you are. And when you come to me, you can bet I will. Bună dimineața, bine ați venit la locul de închinare unde noi, duminică de duminică, ne întâlnim. Mă numesc Petrică Ruzuțu, fratele dumneavoastră. Mă închin la altarul acestei biserici și astăzi fac oficiu de gazdă și vă îndemn să ne închinăm împreună cu Mihăiță, cu Claudia, cu Elisa, Ionuț, Bogdan și Andrei. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Toți aceștia în jurul Domnului Iisus Hristos. Prieteni dragi, frați și surori, vă aduc un îndemn din ceea ce am citit săptămâna aceasta din Scriptură. Scopul pentru care vă îndemn să privim în această direcție este următorul. Să ne eliberăm de rugăciunile formale și de automatisme și să înțelegem că timpul care urmează este unul de închinat. Astăzi ne închinăm în rugăciune, în cântare, dărnicie, ascultăm predicile și timpul acesta pe care îl petrecem este de maximum 2 ore. Dar am citit în cartea profetului Osea, la capitolul 4 cu versetul 6, un cuvânt pe care vi-l aduc în atenție și dumneavoastră. Și veți vedea de ce. Poporul meu pierde din lipsă de cunoștință. Fiindcă ai lepădat cunoștința și eu te voi lepăda și nu vei mai fi preot. Fiindcă ai uitat legea Dumnezeului tău, voi uita și eu pe copiii tăi. După cum observați, astăzi nu se mai proiectează Scriptura, nu din răutate, ci chiar nu se poate. Capitolul 6, cu versetul 1 la 3. Veniți să ne întoarcem la Domnul, căci El ne-a sfâșiat, dar tot El ne va vindeca. El ne-a lovit, dar tot El ne va lega rănile. El ne va da iarăși viața în 2 zile. A treia zi ne va scula și vom trăi înaintea Lui. Versetul 3. Să cunoaștem, să căutăm, să cunoaștem pe Domnul. Că Cel se ivește ca zorile dimineții și va veni la noi ca o ploaie, ca ploaie de primăvară care udă pământul. Amin. Versetul 6. Căci bunătate voiesc, nu jertfe, și cunoștință de Dumnezeu mai mult decât arderi de tot. Întreb, care e cuvântul care s-a repetat în cele 3 calupuri de citire? Cunoștință de Dumnezeu. Cunoaștere. Știți de ce spun asta? Auzim uneori spunând,
am dorit să se cânte niște cântări, una, două, trei cântări, ca apoi să ne rugăm și noi. E bine. Dar rugăciunea nu trebuie să fie doar emoție. Că dacă nu-i cântare, eu nu mă rog, domnule, plec acasă. Nu. Poporul piere din lipsă de cunoștință. Funcție de cum ne rugăm, cum cântăm, cum iertăm, cum relaționăm, cum ne purtăm, arată cât cunoaștem sau nu cunoaștem despre Dumnezeu. Toate astea arată. Informație este cu carul, zice John Ortberg. Dar nu este cunoștință. Informația trece pe la noi precum roiul. Ne-am adunat aici în prezența Domnului Iisus Hristos. Amin. Și El este prezent între noi. Lăsăm mintea noastră să se ducă la El și numai la El. Cine este El? Ce înseamnă El? Ce presupune El? Ce dorește El? Inima mea, eu, sunt gata să mă închin Lui? Fiindcă El nu este un om oarecare, nici măcar un prunc. El este Dumnezeu. Vă invit să stăm ridicați. Ca semn de onor înaintea Împăratului, cântăm Lui și apoi ne vom ruga Lui. Venim cu cântare înaintea Domnului. Observați ce mesaj. Cu El. El face doar bine, spuneam grupului de la închinare.
An de an, zi de zi, când ne-am rugat pentru țară, am zis, Doamne, binecuvântă țara noastră cu belșug. Și anul acesta, Dumnezeu ne-a binecuvântat de dă pe deasupra. Așa este. Așa e, frați și surori. A sfârlim cereale și ce ne-a dat Domnul pe deasupra. Iarna trecută a fost o iarnă cu multă zăpadă, nu spun grea, cu multă zăpadă. Și am zis, vai, frig, îngheață caloriferele, consumăm. Acum suntem într-o continuă toamnă sau continuă primăvară. Numai lucruri bune ne dă Dumnezeu. Săptămâna aceasta fluieram o cântare de înmormântare și am eu așa. Și cineva mă sună și spune, a murit un prieten de-al tău, pastorul Moise Lucaci. Și astăzi dimineața am dormit târziu. De multe cer Domnului să-mi dea somn. Și am dormit până la 8. Cred că de ani de zile n-am dormit atâta. M-am trezit la 8, fredonând iarăși o cântare de înmormântare. Și am zis, ei, Petrică, l-au îngropat pe ăla, oprește-te. Numai că azi dimineață, când termin cântarea, mă sună un prieten și spune, a murit pastorul Șerban Aurel de la Salcea. Un alt prieten de-al tău. Dar cum? Viceprimarul. S-a dus. Spun toate acestea să găsiți motive de mulțumire. Nimeni altul nu e ca Domnul. După cântare, mulțumim Domnul. Nimeni nu se poate asemui să cunoaștem pe Domnul. Eu Dumnezeu din veșnicii sunt ca lui Israel pe veci. Nimeni nu se poate asemui, doar eu Dumnezeu din veșnicii, stânca lui Israel pe veci. Nimeni ca și el nu va mai fi, nimeni altul nu-i ca Domnul, pe pământ și sus în cer. Sunt ca lui Isus.
Sunt al lui Israel pe vecii, nimeni ca și el nu va mai fi. Îl binecuvântăm în rugăciune, îi mulțumim și îl lăudăm. Îl cunoaștem cine este el sfânt, nimeni nu-i ca el, stăm de vorbă. În secundele care urmează din acest verset. Potire de aur pline cu rugăciunile sfinților. Citim Biblia puțin și ne rugăm și mai puțin. Și suntem la momentul când să umplem potirul cu rugăciunile noastre. Lăudat fie Domnul! Amin! O altă rugăciune pe care o aducem Domnului este următoarea. Am intitulat-o să fie așa. Potirul rugăciunilor sfinților pentru nesfinți. În rugăciunea care urmează ne rugăm pentru nesfinți. Nu pentru pocăiți. Pentru nesfinți. Urmăriți-L pe Domnul Iisus Hristos. El se identifică și spune prietenul vameșilor și al? Păcătoși. Mai tare, al? Păcătoși. Domnule, prietenul păcătoșilor. Mai mult decât atât, era cineva dintr-o altă etnie și spune Biblia că i-a vindecat pe 10. Nouă plecat, unul se întoarce și cel care se întoarce să mulțumească subliniază Domnul. Era? Samaritan. Nu era de al nostru. Dar primește iertare, era samaritean. Încă ceva. Luca 10 arată că un om este lovit, căzut între tâlhari, este ajutat, este sprijinit și iarăși este în evidență că cel care ajută este bunul samaritean. Amin.
bunul samaritean. Mântuitorul Iisus Hristos se întâlnește într-un moment de singurătate cu o femeie de moravă ușoară. Îi aduce lumina și aceea devine evanghelistă. Era samariteancă. Adică, noi împărțim lumea, ai noștri și ai voștri. Și când îți iei mei, de fiecare dată voi umfla calitățile. Dacă a luat nota 9, eu aș spune că a luat 10. Calitățile, când, pentru ai noștri. Când îți iei voștri, iertați-mă, de-ai voștri, e, las că-l știu. Și mereu, și mereu, și mereu un proști cu negru. Astăzi ne rugăm pentru nesfinți. Cântăm. Hai să stăm ridicați. Să cântăm următoarea cântare. Dumnezeu este tăria, El este stânca mea. Și puneți în minte 5 nume de oameni. Vecini, colegi, prieteni, șef, subalter. Rugă, nesfă. Domnul este stânca mea, îl voi preamări într-una, îl voi binecuvânta. Dumnezeu este tăria, Domnul este stânca mea, îl voi preamări într-una, îl voi binecuvânta. Să strigăm, să strigăm cu bucurie, să strigăm trăiască Domnul, căci vin cer mântuirea. A venit prin El Shalai, laudă, slavă și mărire, El a izbăvit Sion, să-i aduce toată viața, lui Elui Adonai. Aleluia! 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 El mă izbăvește! Dumnezeu mă izbăvește, când mă aflu conjurat, de vrăjmașul ce regnește, Domnul fie lăudat. Dumnezeu îi spătește, când mă aflu conjurat. De vrăjmașul ce regnește, Domnul fie lăudat. Să cântăm cu bucurie, să strigăm, trăiască Domnul, căci din cer mântuirea a venit prin El Shalai. El a izbăvit Sionul, să-i aduce toată viața, Lui Adonai. Aleluia! Măriți să fie Domnul! Ne vom ruga pentru nemântuiți, nu lăsau mintea și cura să meargă în altă parte. Pentru nemântuiți! Pas prin întuneric, Domnul e lumina mea, El îmi întărește pașii ca să merg pe calea sa. Când străbat prin întuneric, Domnul e lumina mea. El îmi întărește pașii ca să merg pe calea sa. Să cântăm cu bucurie! Să cântăm cu bucurie, să strigăm trăiască Domnul, căci din cer mântuirea a venit prin El Shaddai. Laudă, slavă și mărire, El a izbăvit Sionul, să-i aduce toată viața, Lui Elui Adonai. Aleluia! Aleluia! Chiar de trec prin Valea Morții, trec prin Valea Morții, după Morții, eu la Domnul am salvare, doar pe El eu îl iubesc. Chiar pe trei privare morții, nu mă tem, nu mă îndrăzesc. Eu la Domnul am salvare, doar pe El eu îl iubesc. Să cântăm cu bucurie, să strigăm, trăiască Domnul, căci din cer mântuirea a venit prin El Shaddai. Laudă, slavă și mărire, El a izbăvit Sionul, să-i aduce toată viața, Lui Iisus Hristos. Să cântăm cu bucurie, să strigăm, trăiască Domnul, căci din cer mântuirea a venit prin El Shaddai. Laudă, slavă și mărire,
vive, e la disma di Sion, sarei ad oggi tua piazza, gloria e lui adonare. Frații și surori, dorim să ne mai rugăm. Și o altă rugăciune va fi din partea Sfinților către toți Sfinții. Știți, Sfântul Apostol Pavel spune, rugați-vă pentru toți oamenii. Amin. Indiferent pentru toți oamenii. Într-un alt context, el spune, vă port în rugăciune, luptă în rugăciune, rugăciune pentru toți Sfinții. De data aceasta este momentul să aducem înaintea Domnului Biserica Limanul Bune. Amin. Și aducem înaintea Domnului și bisericile surori din oraș. Amin. Amin. Bisericile pentecostale, baptiste, creștine după Evanghelie și a fraților creștini de ziua șaptea. Ne rugăm pentru slujitori, pentru familiile lor, amin, pentru tine, pentru oameni de afaceri, pentru văduve, pentru orfani, pentru bolnavi. Amin. Amin. Pentru toți, amin, sfinții, toți sfinții, aleluia, acum. Dar înainte de a ne ruga pentru toți sfinții, vă chem să mai cântăm o cântare pentru slava Domnului și apoi ne vom ruga. Pastorii
Hristos, primă, oastea din cer, o a venit la.